Itzy Bitzy, radio pentru copii și părinți isteți, te invită la Meditații pentru părinți. Atunci când ești părinte și urmează să ai deja un copil și urmează să aduci pe lume încă un nou micuț, probabil că te întrebi cum va reacționa primul copil, cum să facem așa fel încât să nu apară sentimentele și comportamentele de gelozie asupra noului venit din partea primului copil și cum poți să îl faci să nu simtă, să nu se simtă abandonat, să nu se simtă mai puțin iubit, cum să gestionezi nivelul de atenție pe care să-l oferi în continuare primului copil. Cred că în primul rând este important să-l informezi pe copil despre schimbările care au loc în viața voastră, în viața familiei. Și asta din momentul în care ești sigură, tu, mămica, că vei aduce pe lume un nou copil. Informându-l, îi vei da șansa să se adapteze treptat la noua situație, îl vei face să se simtă important și respectat prin faptul că l-ai informat, i-ai spus ce se întâmplă, vei elimina din start situații precum confuze, precum acele momentele în care tu te duci la doctor și copilul nu știe ce se întâmplă cu tine, vede, observă lipsa ta, aude că e vorba de un medic și poate să își facă foarte multe griji, ce elimini din start genul ăsta de situații. Îi vei da șansa să-și explice schimbările din familie, schimbările de atitudine din partea celor din jur, pentru că părinții, mă rog, părinții mamei, soțul, toată lumea are tendința să o protejeze dintr-o dată pe mamă și atunci mama nu va mai putea să îl ia la fel de mult în brațe pe primul copil, să se joace la fel de mult, să depună la fel de mult efort. Și atunci copilul va avea șansa să-și explice toate lucrurile astea. Apoi, cred că este important să accepți sentimentele de gelozie și să îi dai feedback vis-a-vis de aceste sentimente, să îi le reflecți, să îi spui că este în regulă să simtă așa, să îi spui că, știu că asta va părea dur, dar să îi spui că nu este obligat să-l iubească pe noul venit, este alegerea lui dacă îi va plăcea sau nu de el, sentimentele sunt ok, sunt în regulă, nu sunt pozitive sau negative, ci doar sunt, are permisiunea să simtă orice, nu are permisiunea să se comporte în orice fel. Astea sunt limitele pe care voi, părinții, le veți trasa vis-a-vis de comportament. În momentul în care copilul va înțelege că poate simți orice și este în regulă, sunt în regulă trăirile lui emoționale, nu se va mai simți neadecvat, nu va mai intra într-un conflict interior, pentru că, pe de-o parte, sunt cei din jur care spun tu trebuie, ești obligat să-ți iubești frățiorul sau surioara. Pe de-o parte sunt sentimentele tale de gelozie, invidie și chiar ură în anumite momente. Dacă tu îi oferi libertatea asta copilului și arăți că îl înțelegi, cu timpul va ajunge să dezvolte în mod natural sentimente pozitive vis-a-vis de frățiorul său. Apoi este foarte important să îl asiguri de iubirea voastră, a părinților, care va continua să fie în același fel. Să-i explici că, da, va veni o perioadă în care nu vei mai putea să fii acolo tot timpul pentru el, pentru că cel mic va avea nevoie de mai multă atenție din partea voastră, dar iubirea voastră nu se schimbă cu nimic. Toate lucrurile astea, fiind comunicate într-un mod deschis, chiar dacă e vorba de un copil mic, care noi spunem că nu înțelege, dar înțelege și e importantă atitudinea și trăirea emoțională pe care noi o transmitem. Dacă facem lucrurile astea, cu timpul el va înțelege și va reuși să lege o relație apropiată cu noul venit. Itzy Bitzy, radio pentru copii și părinți isteți, ți-a prezentat Meditații pentru părinți.